Да. Да. Dar respectați distanța tot aproape. Pe normale stau foarte aproape. Prea aproape stau. Noi ne gândim poate tine pe care o pe normale. Doar un anul. Doar un sfie, la aici trebuie să nu o să-ți împotrivă. Domnul Jesu, poți vreau să-mi întrebări. Bună dimineața! Eu cred că dacă să avem întrebări, putem să facem nimic, da? La toate întrebările. O transmiteți prin serviciul de presă și noi răspundem la toate. Nu pot niciodată să răspundem. Mieșă, succes! Da, mulțumesc! Dragi prieteni, reprezentanți mass media, de ce așa puțini suntem? Până la 50, poate? Așa, eu vă salut astăzi, luni, în cinta președinței de stat, după ședința de luni dimineața tradițională a conducerii diverse țări. Am discutat mai multe subiecte în cadrul acestei ședințe, dar, după cum este lesne de înțeles, subiectul prioritar este tot ce ține de prevenția și combaterea coronavirusului de tip nou, COVID-19, care face ravagii în Europa, în special, și, bineînțeles, ne afectează și pe noi. Ați văzut statistica ultimilor zile. Acțiunile care se întreprind urmarea deciziilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, inclusiv și a ședinței de ieri, sunt acțiuni radicale, drastice, dar absolut necesare. Cunoașteți că ieri am decis, în primul rând, sub aspect de activități economice, să fie sistat comerțul cu amănuntul, cu excepția produselor alimentare, farmaciilor și stațiilor PECO. Nu se sistează comerțul în grup, bineînțeles, depozitele care aprovizionează toate aceste unități de comerț trebuie să funcționeze și, apropo, lucrează toate, indiferent de ce specific au. Am sistat transportul aerian totalmente. Deci ultimele rute din partea estică care mai erau deschise. Deci ultimele rute din Europa au venit aseară, din partea estică și din restul lumii vor fi din noaptea de astăzi și astăzi sistate. Sistat transportul internațional de pasageri feroviar și va fi sistat sau interzisă, sau posibilitatea de intrare în țară cetățenilor străini prin frontierele terestre, cu excepția diplomaților, cu excepția persoanelor care însoțesc mărfurile și cu excepția celor care au vize de reședință în Republica Moldova. Deci, sunt acțiuni foarte, foarte radicale, fără precedent, cel puțin în istoria independenței Republicii Moldova, dar riscul este, și pericolul este foarte, foarte mare. Ultimele 24 ore, dacă să luăm Italia, peste 300 de morți, câteva mii noi confirmați, deci nu se poate stăveli această epidemie în țările respective și faptul că vine valul și spre noi ne face să luăm măsuri drastice. Ieri, ca o remarcă, au ajuns în țară acei cetățeni, 83, dacă nu mă greșesc, blocați la hotarul Austriei cu Ungaria. Am organizat un zbor charter, i-am adus din Viena acasă. Toți au fost verificați, nu au semne, zicem, de contaminare, dar sunt sub supraveghere și sunt în autoizolare. Ei s-au pornit din Italia cu autocarele pe 13 martie, adică cu două zile în urmă, în plină criză, atunci când erau blocate hotarele, avem informații că au încălcat legile Austriei, pentru că Austria deja a stabilit interdicție de pătrundere în țară, nu știu pe care potie ce au trecut autocarele cele, că au nimerit la hotarul cu Ungaria.
Eu nu vreau să învinuiesc cetățenii Republicii Moldova. Noi am acordat suportul respectiv ca stat responsabil. Foarte rapid i-am evacuat. Dar aceasta este o acțiune irresponsabilă a cetățenilor. Și eu chem și în continuare cetățenii Republicii Moldova să manifeste responsabilitate totală. Pericolul este foarte, foarte mare și este vorba de pericol de moarte. Nu mai vorbim pur și simplu de sănătate sau alte riscuri. Pericol de moarte iminent dacă nu respectăm. În lumina ultimor evenimente și evoluții. Am decis astăzi să convoc ședința Comisiei Situații Excepționale la 16:30. Vom examina în cadrul acestei comisii oportunitatea aprobării în guvern și solicitării către Parlament a instituirii stării de urgență. Decizia de adresare la Parlament o să o luăm în cadrul acestei ședințe, dar din cele ce discutăm, deja se creează condițiile pentru a anunța această stare de urgență, care va permite guvernului și autorităților statului competente să mobilizeze mai multe resurse, să poată acționa mai, zicem, cu multe capacități pe toate arele de combatere acestei epidemii. Inclusiv aprovizionare cu produse alimentare, gestionarea inclusiv, dacă va fi necesar, a entităților comerciale și multe, multe alte competențe prevăzute de legea respectivă. Deci, o să informăm pe parcursul zilei, dar la 16:30 avem ședința Comisiei Situații Excepționale. Dacă în cadrul ședinței se decide necesitatea instituirii stării de urgență, imediat voi convoca ședința Guvernului și imediat mă voi adresa Parlamentul pentru declararea acestei stări de urgență. Este clar că noi suntem îngrijorați de efectele economice acestei epidemii, acestor procese. Este clar că vor fi afectați antreprenorii, întreprinderile mici și mijlocii în special. Împărtășesc îngrijorarea oamenilor de afaceri în această privință. Eu am spus și săptămâna trecută că guvernul pregătește un set de măsuri pentru a veni în suportul business-ului. Nu trebuie nici aici de speculat și trebuie să fim foarte realiști și onești. Noi, ca stat și nici alt stat, nu poate acoperi orice daună, orice pierdere și orice, zicem, incomoditate pentru business sau pentru cetățeni. Situația este excepțională. Vom veni cu aceste măsuri. În primul rând, astăzi o să avem o discuție cu unele bănci comerciale, să le propunem, că noi putem impune, să amâne ratele bancare, să amâne creditele ipotecare care sunt, plățile pentru creditele ipotecare pe câteva luni, ca în această perioadă această presiune să nu stea asupra debitorilor, de exemplu, prima casă sau altor persoane care au credite ipotecare. O să discutăm și alte subiecte legate de datoriile creditele la bănci. Cu colegii de la Ministerul Finanțelor am discutat zilele astea, chiar și aseară încă o dată, examinăm în privința, unele măsuri în privința impozitului pe venitul persoanelor juridice pentru anul 2020. Mă refer la trimestrul 2, în primul rând. Pentru anul 2019, acel venit a fost înregistrat și, bineînțeles, el trebuie achitat acum, peste o săptămână, când este darea de seamă la 25 martie. Pentru perioadele în care întreprinderile intră în dificultate, noi o să venim cu propuneri și suport. Mai avem și alte acțiuni pe care le avem în vizor. Săptămâna aceasta noi o să le anunțăm. Încă o dată vreau însă să remarc că toți antreprenorii, toți cetățenii trebuie să înțeleagă că acum este momentul când trebuie să fim împreună cu statul. Problemele sunt comune a tuturor. Nu statul are problemele sale și antreprenorii problemele sale. Toți avem aceeași problemă, necesitatea de a proteja cetățenii, țara, de această primejdie foarte, foarte serioasă și cred că ceea ce se întâmplă pe extern
este un factor în plus să ne îngrijoreze. Astăzi dimineața, tradițional, a avut loc ședința punctului focal la Ministerul Sănătății. Nu am comunicat încă, înainte de intrarea dumneavoastră cu Ministerul Sănătății, nu știu care este evoluția din această noapte. Probabil că acolo sunt și colegii dumneavoastră, că briefingul respectiv va fi și astăzi. O să vedem care sunt evoluțiile peste noapte. Tradițional, testele pentru cei care vin noaptea la Toma Ciorbă sau sunt cu, zicem, suspecție de coronavirus, rezultatele testelor apar după masă, către ora 17, bineînțeles că o să vă informăm. Aceasta, pe scurt, este tot ce am discutat în cadrul ședinței. Vedeți că, practic, totul ține de combaterea acestei epidemii, pentru că este un subiect foarte, foarte serios și de neignorat. După cum ne-am înțeles, începând cu momentul acesta, comunicarea cu presa, inclusiv din motive de siguranță a dumneavoastră, o vom efectua în alt format. Noi să transmitem toate briefing-urile respective online. Întrebările pe care le aveți o să le așteptăm să le remiteți și noi o să vă răspundem imediat cum primim aceste întrebări. Acestea fiind spuse, eu vă doresc o săptămână bună. Stimați ziariști, dumneavoastră jurnaliști, sunteți foarte expuși și dumneavoastră riscurilor. Aveți grijă, protejați-vă, evitați zonele de risc, dar vă rog să vă faceți meseria să informăm societatea despre evoluții. Eu vă doresc o săptămână bună. La revedere!